Alteța sa regală, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu s-au întâlnit astăzi cu prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vizita la reședința patriarhală a fost și un bun prilej de a identifica noi posibilități de cooperare între Casa Regală și Patriarhia Română în domeniul social-filantropic. Cei doi membri ai familiei regale au vizitat mai întâi spațiile reprezentative din reședința patriarhală. În sala sinodală, oaspeții au admirat icoanele unor sfinți canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română, după care au vizitat Muzeul Patriarhilor, unde au putut vedea obiecte, veșminte și distinții care au aparținut primilor cinci întâi ai bisericii noastre. Membrii casei regale au fost întâmpinați de Patriarhul României în Salonul Sfinților Români. Preafericirea sale a prezentat aici simbolismul programului iconografic realizat recent în mozaic, dar și câteva din tainele acestei tehnici de împodobire murală, care prezintă un deosebit avantaj al durabilității. În salonul Teoctist Patriarhul Custodele Coroanei Române și Patriarhul Bisericii Noastre au discutat pe marginea unor proiecte comune între Casa Regală și Patriarhia Română, cu precădere în domeniul social-filantropic. La finalul întrevederii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Alteței Sale Regale Principesa Margareta o icoană spre aducerea aminte de Regina Ana a României. Este icoana Sfintei Ana cu fica ei, Sfânta Fecioară Maria. Este o copie după icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț. Dumnezeu să o odihnească cu drepte pe Regina Ana. Un dar cu o semnificație specială a primit și Patriarhul României, albumul monografic Povestea Castelului Peleș, semnat de alteța sa regală Principele Radu. Cu prilejul vizitei la Patriarhia Română custodele coroanei române, a afirmat că aceste întâlniri se înscriu în tradiția mai veche a bunei legături dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală. De secole, monarhia și monarhia au fost împreună cu biserica, asta e absolut normal și am vrut neapărat să vorbim despre niște lucruri și am primit o icoană care m-a mișcat foarte mult din partea patriarhului pentru Regina Ana, deci e ceva foarte personal și am discutat despre cum putem să facem pentru oamenii săraci și filantropia și istoria, am discutat multe lucruri. Se concretizează un proiect anume din punct de vedere social-filantropic, de colaborare? Asta, între... Asta vrem să dezvoltăm acum mai mult pentru că de mult timp am făcut diverse lucruri cu biserica, cum e normal, dar vrem să facem mai mult. Vizita membrilor casei regale la reședința patriarhală s-a încheiat cu închinarea în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unde au fost primiți de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.